Doamnelor și domnilor, l-am așteptat ca pe pâinea caldă, bineînțeles, da. Și bineînțeles că a venit și cu un titlu de campion la junior pentru cățelușul pe care l-a adus alături de el, Mihai Naia, doamnelor și domnilor, bine ai revenit! Bună dimineața! Bine am găsit, bună dimineața! Și bună dimineața. Felicitări pentru titlu! Da, da, n-a fost ușor, nimic nu e ușor. Lucrurile frumoase se obțin greu. E total de acord cu tine. Da, și eu cred că la cât de mult am muncit alături de el, de stăpâni, da, suntem fericiți și da, suntem campioni junior România de weekendul trecut, să spun așa. Ce probe a avut? Așa cum am mai spus, frumusețe, cu disciplină, cu pregătire de ring, nu e ușor. Cățelul ăsta are multe ore de muncă și asta mă bucură. Mă bucur atât de tare când găsesc stăpâni conștiincioși, când mă găsesc câini buni, bineînțeles, pentru că și treaba crescătorului este foarte importantă, să scoți niște câini așa cum trebuie. E un câine frumos, un câine cu un cap pronunțat, aptitudini fantastice, după cum vedeți în imagine, un câine care face niște atacuri spectaculoase. Ce să spun, un ciobănel german cu păr scurt. Sunt curioasă și de numele acestui cățeluș, că nu l-am pronunțat până acum. Max. Max, știm doar că e junior atât. Da, este junior și am ieșit campion la clasa junior deocamdată, deci încă, asta vorbeam cu stăpânul, încă suntem încă la... Am depășit generala, ca să spun așa, spre liceu și urmează să începem să ne pregătim pentru facultate, pentru examenele de lucru, așa cum a fost și cu Nefes, dacă vă aduceți aminte. Examenele de lucru și mai departe mergem în concursurile de specific ciobănesc german foarte mult. De fapt, cred că o să mergem peste tot. Avem atât de multe de făcut anul ăsta. Dacă m-ați spune acum să spun, nici nu știu de unde aș începe. El are un an și jumătate, dar eu sunt foarte curios de câte luni v-ați pregătit voi pentru acest trofeu. Avem, suntem gata să intrăm în examenele de lucru. Am ieșit campion junior România. Avem vreo 4 luni și ceva, dacă nu mă înșel. Poate chiar 5 de când muncim, pentru că sunt meritate rezultatele astea. Că i-a dus și lui o maturizare tot acest antrenament, pentru că văd că e foarte serios și foarte concentrat. E un câine foarte echilibrat. Bine, ciobănescul german, știți bine că toată lumea știe că este, cred că, rasa cu cei mai mulți fani în lume și nu degeaba se întâmplă lucrul ăsta, dar un ciobănesc german ar trebui să fie un câine echilibrat, ar trebui să fie și un câine de pază, ar trebui să fie un câine cu temperament, care să lucreze în prezența altor câini, să nu arate agresivitate față de alți câini și să învețe să poarte medaliile așa cum le poartă. Și asta, și să știi că el are și o iubită. N-avem cum fără iubite. Da, asta da motivație. Da, s-au gândit stăpânii ce cadou să-i facem noi. Bine, e urât spus cadou, dar mă rog, așa au mers lucrurile. Și au luat o iubită, care tocmai trebuie să iasă și ea campioană junior. Așa, fi frumos. România. Este la un pas, să zic așa, este la un... Mai are o treaptă, o treaptă și... Deci pui de campion vor ieși, practic, din această relație, după ce termină facultatea. Să-i mai eu știu acum cum s-ar gândi ei acolo, ce planuri au. Ideea e că e foarte important să se potrivească planurile lor cu ale stăpânilor, știi? Că... Da. Sunt impresionată de faptul că Max stă atât de cu minte și are aceste medalii la gât, în cazul în care l-ai ridicat tot așa cu mintea sa. Hai să-l ridicăm. Maxone, ia, sus. Hop! El este? Vai, dar este foarte, foarte mare. E gigant. Cât dărește, Max? Bă, are vreo 30 și ceva de kilograme, 35 de kilograme are cu siguranță. Bebe, gata, tata, gata. Și întotdeauna e gata să înceapă activitatea, știi? Adică e un câine extraordinar de... Gata, gata, tata. Un câine extraordinar de liniștit, dar are capacitatea să treacă de la o extremă la alta foarte ușor. Ia! Bebe, culcat! Hai să vedem. Culcat și suntem cu minței aici, da?
cel mai liniștit curcat pe care l-am văzut în acest platou, așa, cap suspensii. Un câine frumos, care are un cap lat, care are o mușcătură foarte... Este foarte spectaculos în atac, dacă să ne fim atenți. Niciodată însă de la câini n-a avut niciun fel de agresivitate. Eu am o problemă cu asta, cu agresivitatea la câini. Urăsc să văd un câine că se dă la un alt câine să muște și așa mai departe. Și pentru asta noi chiar muncim. Totul este să nu adormim în platou, dar în mare suntem ok. Da, tată? Așa. Ce fel de personalitate are Max? Pentru că am văzut atunci când i-ai spus culcat, parcă s-a uitat așa puțin culcat ca... Un câine extrem de docil. Tu asta ai înțeles? Un câine extrem de docil. E adevărat că dacă i-aș da comanda să plece și nu i-o dau că așa, s-ar duce direct la stăpân, da? Pentru că își iubește foarte tare stăpânul. Eu am mai spus că... după un timp de lucru cu ei, câinii preferă să lucreze cu stăpânilor. Și mi se pare normal. Da, eu stau 2 ore pe zi, 3 ore poate cu ei în antrenament de gen, stăpânii stau restul. Da? Și e normal să-și iubească stăpânul și să... Deși ei se bucură foarte, foarte tare și în momentul în care mă văd, dar știți cum e? Ești unchiul... Musafirului îi stă bine cu drumul, dacă e vorba. Dar pe mine asta m-a interesat. Eu am o relație foarte bună cu el, cu stăpânii și suntem, ce să zic, ne-am dorit și ne dorim pentru cățelul ăsta și pentru amândoi. Dar el fiind primul, ne-am dorit și este mai mare decât femela, ne-am dorit să... și în rezultatele astea se iau pe vârste. Uh-huh. Deci dacă pierzi vârsta, nu prea mai... Da, și noi chiar n-am pierdut. Era să-l pierdem, recunosc. Timpul, pentru că timpul trebuie și să trebuie să pleci, nu neapărat, dar trebuie să pleci în afara Bucureștiului foarte mulți kilometri. Spre exemplu, noi am obținut acum titlurile astea la 400 de kilometri de București, dar oamenii mai au și treburi, nu e ușor să ții pasul cu calendarul expozițional, deși este frumos. Este frumos. Acum o să iasă foarte curând campionul CHR. Dăm mai departe la clubul de ciobănești german. Care sunt pașii pentru Max în trece de la junior la senior? Cu ce se schimbă programul lui de lucru? Păi, în primul rând, examenele de lucru. Uh-huh. Examenele de lucru care nu sunt absolut deloc ușoare. Dar la ce temperament ne arată în spatele nostru și la ce capacitate de a face atacuri are și cum e el ca și câine, nu o să ne fie deloc ușor, nu o să fie, dar nici așa să ne îngrijorăm, nu cred că va fi. Chiar are foarte, foarte multă forță. Spune că are un atac foarte... Are foarte multă forță și pentru un ciobănesc german, linie de show, pentru că am mai spus că există o diferență între linia de show și linia de lucru, vreau să vă mai spun un lucru. Și le tot spun oamenilor, mă tot lovesc de subiectul ăsta, este foarte important să începem să facem diferențe între rase. Vrem lucruri de la câinele nostru care poate nu sunt specifice rasei. Să ne dorim să fie controlabil este una. Și trebuie să facem diferența între câine de pază și protecție, între câine de lucru, da? Adică este o diferență între că pot face elemente din, dar ei ca și genetic au altfel de specific. Nu poți să ceri unui molosoid ce poți să ceri unui câine, unui malinois. Dau un exemplu, da? Deci trebuie să ne gândim foarte bine. De multe ori confundăm lucrurile și ne dorim să facem din câini care nu au ca specific de companie, câini de companie. Am explicat ce am fost la un moment dat aici cu femela de bucovinean. Uh-huh. Poți să muncești cu el și să-l aduci în societate și să fie ok. Dar ciobanul, tot cioban rămâne. Da? El nu este un câine de companie. Păi un câine doar de companie, îți alegi o rasă de companie. Și aia trebuie educată. Și acela trebuie dus la școală și lucrat cu el. Dar revenind la ciobănescul german, rasa cu cei mai mulți fani în lume, Max Campion Junior, care... Cam asta este, adormim, dar cam așa, știți cum zic eu, un câine dresat trebuie să stea acolo unde îl pui. Într-adevăr, și cred că merită și un pui de somn după cât de mult am muncit pentru acest titlu. Cred că, nu știu dacă e obosit, dar ar trebui să fie. Ar trebui să fie. Adică eu cel puțin vă spun că... Are și el o vacanță acum?
acum la noi în platou, că după ce... Cred că de-abia acum începe ușor vacanța pentru el, pentru că weekendul viitor avem altă serie de concursuri. Oho. Dar unde nu, el nu mai este, nu mai intră pentru că nu mai are de ce. Deja. El deja, dar el intră, deja intră prietena. Am înțeles. Deci dacă, dacă să am doi campioni, chit că o să mă repet, o să vin cu amândoi. Abia așteptăm. O să vedeți cât de cuminți sunt și împreună și stau la fel de nemișcați. Te așteptăm cu mare, mare drag și vă ținem pupii. Eu vă mulțumesc. Max, să stai bine cu inima și emoțiile pentru iubii. Somnușor, Max. Ia-o zi, mă, tată. Maxone, Max. Max, hello. Da, asta-i. Da, asta-i decizia. M-am zis că aici și la voi da, e de odihnă. Multă liniște, într-adevăr. Da. Și îți mulțumim tare mult, Mihai, că ne ești alături eu de fiecare mulțumesc. Dată. Mult succes și să ne revedem cu bine. Doamne ajută.